Totuși? Da. Da, începem. Bună ziua, stimați jurnaliști! Bună ziua la toți cei care ne urmăresc acum în direct. Vă mulțumesc mult pentru interesul de a afla adevărul de subiectul care vizează familia mea, care a fost implicat în acest scandal fără voia noastră. Este un scandal de ordin politic, dar cu interese ascunse. Mă numesc Diana Cazacu și chiar dacă sunt fica deputatei Victoria Cazacu, nu am fost niciodată o persoană publică. Activez în instituțiile statului de mai bine de 10 ani. În toată această perioadă am lucrat conștient, profesionist și corect în interesul statului Republica Moldova. Nu am avut până acum nici măcar o mustrare sau o pedeapsă disciplinară. Și deodată am intrat într-un scandal artificial cu o conotație politică, dar care de fapt are la bază interese și frustrări personale ale unor oameni. După perchezițiile de acum o săptămână, eu am statut de bănuit, pentru că nu există suficiente probe pentru a înainta calitatea de învinuit. Eu sunt deschisă spre colaborare cu oamenii legii și sunt convinsă că voi arăta dreptatea, voi demonstra că sunt corectă și curată în fața legii. Acum explic de ce, în opinia mea, am fost atrasă în acest scandal cu dosarul penal. La începutul toamnei anul trecut, directorul serviciului VAMAL, Igor Tărmazan, a discutat ca potențială candidatura mea la post, în calitate de șef al postului VAMAL de la aeroport. În scurt timp, actualul șef de post a început să le spună colegilor că eu aș pretinde la funcția sa. Atunci am simțit o schimbare de atitudine față de mine, din partea șefului de post, și deja întuiam că mi se pot organiza diferite surprize neplăcute. Este regretabil faptul că în urma perchizițiilor au pornit atacuri publice în adresa mea și a familiei mele, în special a ex-deputatei PAS, Victoria Cazacu, care nu are nicio atitudine cu activitatea mea nemijlocită în organele statului. Răspunderea este individuală. Eu răspund pentru faptele mele personal. Nu răspunde mama pentru mine și eu nu răspund pentru faptele care le face mama. Acum vreau să fac o adresare publică Conducerii Supreme a Republicii Moldova. Doamna președinte Maia Sandu, ne cunoaștem și știți despre mine și despre rezultatele muncii mele în interesul statului Republica Moldova. Mă cunoașteți drept o persoană onestă și profesionistă care am activat mereu cu bună credință. Domnule președinte al Parlamentului Igor Grosu, dumneavoastră știți mai bine decât toți alții cum am ajuns la serviciu VAMAL prin transfer de la Serviciul de Informații și Securitate, instituție în care am fost incomodă în anul 2022. Am crezut mereu în corectitudine, în lege, în statul de drept, care presupune separarea puterilor în stat. Însă sunt nevoită să preiau, să dau dreptate foste președinte a Comisiei Juridice din Parlament, Olesea Stamatii, care a declarat că în Moldova avem prea multă justiție televizată. Eu și familia mea am devenit un exemplu de justiție televizată. Regret mult că și conducerea supremă a țării, fără a ține cont de prezumția nevinovăției, fără a lua în calcul principiul separării puterii în stat, lasă public să se înțeleagă că atât eu, cât și mama mea, suntem deja vinovate în ceva. Pe lângă faptul că, repet, nu port nicio vină, mama mea nu are nicio legătură cu activitatea mea în serviciu VAMAL. La fel cum nu are nicio legătură și nu a avut-o cu activitatea mea de mulți ani în cadrul SIS. Doamna președinte Republicii Moldova, domnule președinte a Parlamentului, domnule prim-ministru, vă îndemn să respectați prevederile Constituției, drepturile și libertățile fundamentale ale omului și nu în ultimul rând prezumția nevinovăției. Regret și faptul că Igor Tărmazan
a fost nevoit să plece după cazul de săptămâna trecută de la aeroport, fiind și el o jertfă a unor lupte din culise. Stimați jurnaliști, vă mulțumesc încă o dată pentru interesul care l-ați arătat față de acest briefing. Știu că aveți multe întrebări. Sunt gata să răspund la toate în cadrul unor emisiuni radio sau în unor interviuri înscris. Aștept cu plăcere invitații pentru întrebări. Mulțumesc frumos, vă doresc la toți o zi reușită. Cine sunt acele persoane care ar dori să vă compromită? Mulțumesc frumos la întrebări, doar în ce trebuie. Vreau să întreb ce părere aveți că domnul Rigoldos a impus în prima mandată voastră să își depună mandată, chiar dacă... Toate întrebările mi le acordați personal, din la emisiuni vă acord. Domnul Cașacu, domnul Cașacu,